Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Borussia Dortmund este echipă foarte, foarte bună din Germania. Însă, din păcate, nu a mai câștigat UEFA Champions League din 97. Au trecut extrem de mulți ani. De aceea, în acest videoclip, o să preluăm Borussia Dortmund și o să încercăm să câștigăm UEFA Champions League cu aceasta și să o facem și cea mai bună echipă din Germania. E bine, și am ajuns aici la echipă, unde echipa chiar arată destul de bine. Avem și jucători destul de străluciți la echipă. Însă, ca să facem mai interesant, trebuie să adăugăm și obiective. Așa că obiective sunt acestea. Niște obiective destul de interesante. Trebuie să câștigăm acolo UEFA Champions League-ul ăla foarte, foarte important. Și desigur Bundesliga, care este la fel de importantă. De asemenea, vedem că avem regulat de 2 transferuri per sezon. Înapoi la joc, totuși, haideți să vedem ce reușim să facem cu echipa aceasta. Avem o misiune destul de grea, pentru că Borussia Dortmund nu este cine știe ce echipă, deși are niște jucători destul de buni, cum ar fi Malen, Karim Ademi, Brandt, Hobel în poartă, care ne-aște foarte, foarte mult. Însă, totuși, echipa aceasta trebuie să câștige UEFA Champions League, ceea ce este destul de greu. Ba chiar avem câțiva jucători care nu stau pe poziția lor. Totuși, avem aici niște bani pe care putem să-i folosim, 58 de milioane de euro, ca să transferăm un nou jucător la echipă. Să fiu sincer, cred că putem să încercăm și cu altă formație, așa că haideți să punem altă formație la echipă. E bine, și un 4-3-3 atac vine perfect, să fiu sincer. Doar că avem nevoie de un nou mijlocaș și nou right back. Și să fiu sincer, cu Emre Can ne surcăm. Însă cu un right back cu acesta, nu știu ce să zic. Avem clar nevoie de un nou right back. E bine, și de ce nu, haideți să transferăm aici pe Kai Walker de la City. Are 34 de ani, știu, dar este un jucător destul de bun și perfect pentru noi, așa că haideți să transferăm măcar pentru un sezon. E bine, și acum cu Kai Walker pe dreapta, zic că arată mai ok echipa. Desigur că ne mai trebuie un mijlocaș, eu zic că Emre Can o să se descurce acolo, dacă nu poate intră Nemeca în locul lui. Însă momentan eu zic că arată destul de bine echipa. Desigur că m-am băgat aici să fac eu diferite planurile pentru acest sezon, pentru că este un sezon foarte important, pentru că suntem în Champions League și echipa chiar arată destul de ok. Și sunt sigur că o să crească destul de mult. E bine, și haideți să-i dăm drumul la simulare, mergem la primul nostru meci. Și primul nostru meci este contra acela Frankfurt. Îi dăm un quick sim să vedem ce reușim să facem. Și se pare că, haide, 4-2 reușim să-i batem. Ne scrie aici Guirassy, Sabitzer, Walker și Malon. Foarte bine acolo. E bine, și am ajuns și la primul nostru meci din UEFA Champions League. O să fie destul de greu în UEFA Champions League, dar primul nostru meci este versus cei de la... Îi dăm un quick sim și haide să vedem dacă reușim să-i batem. Și haide. Nu facem egal, ok, și ratează acolo penalti Guirassy, bă, ce păcat, totuși înscrie mai departe acolo. Mai departe întâlnim Celtic, hai să fac că reușim să scoatem și pe ea. Și haide, reușim, bă frate, reușim cu 4-0. Guirassy marchează, Rayson marchează și el, Brandt și el și Karim Ademi marchează și el. E bine, și uite că a venit meciul acesta destul de greu, adică chiar foarte, foarte greu, versus și el la Real Madrid. Momentan suntem pe locul 9, destul de slăbuți, mai ales că trebuie să fim acolo destul de sus, din câte am înțeles. Vedem că FCSB este pe loc cu 2 aici, bine acolo FCSB. Totuși noi mai avem de lucrat. Și acum avem un meci foarte, foarte greu. Îi dăm matchday, îi dăm quick sim și hai să vedem ce reușim. Și haide. Nu pot să cred, ne-am luat bătaie efectiv, ne-a spart Real Madrid-ul cu 3-0, ne bate. Vinicius marchează și dubla lui Fede Valverde. Trebuie să avem grijă și în Cupa Pocal aici să câștigăm, pentru că ne ajută foarte mult și ea. Avem un meci destul de interesant, un meci ușor, ba chiar, haideți să vedem ce reușim să facem. Îi dăm desigur cu exim și haideți să vedem. Eu zic că câștigăm și haide. 3-0 reușim să câștigăm. Ryerson cu Malen și cu Brand marchează. Iar în Bundesliga momentan suntem pe locul 2. Eu zic că reușim totuși să terminăm pe locul 1 dacă îi batem pe cei de la Bayern. Un meci greu, dar eu zic că îi batem. Vedem că balonul de aur îl ia aici Haaland. Wow, ok, interesant. Foarte, foarte interesant. Nu înțeleg cum îl ia el, dar ok. Totuși noi avem acest meci interesant și noi. Vedem că suntem pe locul 18. Avem nevoie foarte, foarte mult de un win. O să fie destul de greu. Nu se zic că reușim. Îi dau un quick sim și haide. Avem nevoie de win. Și haide. Facem egal. Nu e bine. Nu e bine deloc. Următorul meci este versus și aia Dinamo Zagreb. Hai să facem reușim să-i batem. Și haide. 3-1. Bine acolo. Ceva. Marchează Guirassy de 2 ori și Malen odată. Vedem că în continuare suntem în spatele lui Bayern aici, însă în diferență de 3 puncte, dacă îi batem în următorul meci care se fixă acum, putem să-i egalăm. Totuși, haideți să vedem dacă reușim să-i batem, îi dăm aici matchday, un quick sim și haide, eu zic că reușim și nu reușim, ne sparge, bă. Marchează Palinia, Guerreiro și Guerreiro din nou, pe bune.
Wow, ok, ok. Următorul meci în Champions League este versus cei de la Barcelona. Ușor, ușor crește și aici în tabel, însă este destul de greu să ne apropiem de top 10, chiar foarte greu. Însă am speranțe, dacă reușim aici să-i batem pe cei la Real Madrid, va fi perfect pentru noi. Haideți să vedem totuși dacă reușim, îi dăm un quick sim și... Haide, haide, haide! Nu pot să crebă, ne bate și Barcelona cu 2-1, marchează dubla Lewandowski și pentru noi marchează Guirassy. Următorul meci în Champions League este versus cei de la... Bologna, un meci interesant, însă ușor pentru noi. Trebuie să-l câștigăm. Hai să dacă reușim și... Haide, haide, haide! 1-0, bine acolo, Malen marchează. Vedem că în continuare nu reușim aici să fim în top 10, dar reușim până la urmă să ne apropiem ușor, ușor. Real Madrid aici clar este pe locul 1, însă cred că acesta este ultimul meci, dacă nu mă înșel, și se va trece la play-off-uri, dar eu zic că reușim aici să o batem pe Shakhtar Donetsk, dacă nu mă înșel, așa se numește. Îi dăm un quick sim și haide să spunem că reușim și haide, 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 trebuie să reușim. Bun aici cu 2-1, marchează Malen și Guirassy. E bine, următorul meci este versus cei de la Leverkusen aici în Cupa Pokal. Un meci foarte greu, îi dăm totuși un quick sim. Haideți să spunem că reușim să-i batem și să trecem mai departe și... Ok, se pare că nu. Pierdem la penaltiuri. Ne bate aici la penaltiuri până la urmă Leverkusen. Totuși a fost un meci interesant. Ne marchează Guirassy. E bine și bine că am intrat aici în play-off și bine că am jucat versus Sparta Praga, unde am bătut cu 3-0 foarte, foarte bine acolo. Iar acum este timpul să jucăm returul. Totuși să vedem dacă reușim să-i batem în retur. Este foarte important, așa că îi dăm un quick sim și haideți să vedem și haide, haide, haide. Nu, ne bat însă. Totuși reușim să câștigăm pentru că a câștigat acolo cu 3-0, iar la general câștigăm cu 5-3. Totuși în acest meci marchează Brandt cu Malen. Următorul meci este versus cei de la Inter Milan, dacă nu mă înșel. Un meci foarte interesant aici și vedem că i-am bătut cu 2-0 în tur, iar în retur să vedem ce reușim să facem și se pare că facem egal. Bine acolo, facem egal, trecem mai departe. E bine, vedem că în quarterfinals aici jucăm versus cei de la Leverkusen, o echipă destul de grea și din că ne-am mai bătut. Avem tur și retur. Haideți să vedem ce reușim să facem în tur. Îi dăm un quick sim și se pare că facem un egal. Ok, ok. Marchează Brand pentru noi aici destul de bine, însă totul va conta în retur. E bine, și a venit meciul acesta foarte important versus cei de la Leverkusen. Am făcut egal în tur, însă în retur sperăm să batem, îi dăm un quick sim și haideți să vedem ce reușim să facem. Nu reușim, din păcate. Terrier marchează pentru ei, se termină meciul cu 1-0. Bă, pierdem, bă, frate. Totuși am ajuns destul de departe, până în quarterfinals. Poate în sezonul următor reușim cea mai bun. E bine, și sezonul numărul 1 s-a terminat. Echipa arată foarte, foarte bine. A crescut Malen până și Ademi. Arată aici Nemeca în primul 11. Aici Schlotterbeck a crescut și el foarte, foarte bine. Să avem nevoie de un left back, un right back, pentru că a început să scade și Walker. Are 35 de ani totuși. Și rest, eu zic că arată foarte, foarte bine echipa. La goluri vedem că este Malen cu 28 de goluri. Bine acolo Malen. Guirassy cu 19 și Brand cu 15. Iar asistul este Brand tot cu 15. Din păcate însă nu câștigă aici Malen gheata de aur. Câștigă aici Openda cu 24 de goluri. Iar în Bundesliga până la urmă terminăm pe locul 2. Nu reușim aici să câștigăm. Câștigă aici Bayern cu 83 de puncte. Însă nu suntem foarte departe. Poate în următorul sezon câștigăm. Iar în Pokal aici câștigă Leverkusen. Leverkusen care ne-a bătut aici în quarterfinals. Iar în Champions League până la urmă câștigă Liverpool cu 4-3 versus cei de la Atalanta. Mamă, ce finală. Ok, ok. Noi știm că suntem scoși desigur în quarterfinals. Trecem în sezonul numărul 2 să vedem ce reușim să facem în continuare. În sezonul numărul 2, haideți să vedem câți bani avem. Asta este ceea ce interesează. 123 de milioane de euro. Asta zic, asta zic. Putem și noi să transferăm jucători buni de data asta. Și este clar unde avem nevoie. În stânga și în dreapta. Și dacă reușim și un fundaș mai bun decât Sule, dar eu zic că putem să ne bazăm pe el. E bine, și aici nu, haideți să-i transferăm pe acești 3 jucători dacă putem. O să începem cu un moment, deci pentru că deja s-a băgat aici Liverpool și nu vrem să ne-l fure, mai ales că e și expiră contractul. E bine, și mergem să-l punem în primul 11 pe Nuno Mendes, care o să ne ajute foarte mult la echipă, l-am transferat pe suma de 59 de milioane de euro, destul de bine acolo, însă trecem la right back și la fundaș, să vedem dacă avem bani necesari. E bine, și vine și Tomori pe o sumă destul de bună, 63 de milioane de euro pentru el. Și vine și Hakimi la echipă pe un swap deal plus 40 de milioane de euro. E bine, și acum echipa chiar arată foarte bine aici. Nuno Mendes, Tomori, Hakimi. Suntem dotați efectiv pe partea defensivă. În mijloc, eu zic că arată foarte, foarte bine și atacul fenomenal. Chiar
foarte, foarte bună. E bine, și după ce am făcut Development Plan la echipă și am aranjat-o, este timpul să dăm drumul sezonului cu numărul 2. E bine, și începem în forță aici cu un match foarte, foarte greu versus cei de la Bayern. Ok, ok, dăm un quick sim, haideți să vedem că reușim să-i batem totuși și se pare că facem un egal. Ok, ok, destul de bine. Înscrie Musiala la ei și la noi scrie Guarezi. E bine, și începe UEFA Champions League aici și primul nostru match este versus Real Sociedad, o echipă destul de ușoară, mai ales echipa noastră arată foarte bine în momente față, îi dăm un quick sim și haideți să vedem că reușim să-i batem și se pare că reușim cu 2-1, bine acolo, înscrie ADMI cu Malen. În continuare aici în Bundesliga avem un match interesant versus cei de la Leverkusen, un match greu, dar totuși echipa noastră arată foarte bine, îi dăm un quick sim și haideți să vedem ce se întâmplă și se pare că îi batem cu 3-1, marchează aici hat-trick-ul Guarezi, bine aici cu Guarezi, striker-ul nostru de senzație. Continuăm aici în Champions League cu meciul acesta versus cei de la Celta, dacă nu mai știu, dă un quick sim și haideți să vedem ce se întâmplă și se pare că îi batem cu 4-0, înscrie ADMI, Malen, Hakimi și Guarezi. Următorul meci este cu această echipă destul de ușoară de înfrânt și vedem că suntem pe locul 1 aici în Champions League, ce puțin momentan, după două meciuri, eu zic că este destul de bine acolo. Totuși, haideți să vedem ce reușim aici să facem, dăm un quick sim și se pare că, hai să vedem, egal cu echipa asta, what, pe bune, marchează Guarezi și Sabitzer. Ok, ok. Avem și meciul acesta versus și la Hamburg în pocal, hai să vedem ce reușim să facem și se pare că, haide, 2-0 reușit să bate, marchează dubla Hakimi, bine acolo Hakimi, un transfer inspirat. Următorul meci este versus cei de la Barcelona și vedem că aici Mohamed Salah câștigă balonul de aur. Wow, ce ciudat pentru mine să-l văd pe Salah că câștigă aici balonul de aur, bravo lui totuși. Totuși în Champions League avem meci greu versus Barcelona, îi dăm un quick sim și haide să vedem ce se întâmplă și se pare că e reușit să-i batem cu 2-0, bine acolo, bine acolo. Înscrie ADMI și Guarezi și se pare că Leva ratează acolo penaltiul, las că e bine pentru noi. E bine, și următorul meci este versus cei de la Paris Saint-Germain, vedem că încă suntem pe locul 2 aici, da, ieri am fost pe locul 1, dar totuși suntem pe locul 2 și putem să trecem pe locul 1 dacă o batem aici pe Paris Saint-Germain, o echipă chiar foarte bună. Îi dăm totuși un quick sim să vedem ce reușim să facem și se pare că, haide acolo, haide, știu că putem, nu putem să-i batem totuși, un egal este foarte, foarte bun și el, marchează Brandt și ADMI pentru noi. Următorul meci în pocal este versus cea Union Berlin, hai să vedem că reușim să câștigăm și se pare că reușim să câștigăm cu 3-1, marchează Tomori și dubla Guarezi. Iar în Champions League următorul meci este versus cea Club Brugge, un meci destul de ușor și eu zic că o să-i batem, haide să vedem ce se întâmplă totuși și se pare că, haide, reușim să-i bate cu 4-2, marchează aici Brandt, dubla Guarezi și marchează și Karim Ademi. Vedem în continuare că Borussia Dortmund este aici pe locul 1 în Champions League cu 14 puncte, sunt în ceapa noastră, ne respiră aici Real Madrid și următorul meci este unul destul de ușor versus această echipă care în habar n-am cum se numește. Îi dăm un quick sim repede să vedem ce reușim să facem și se pare că, haide, 3-1 reușim să-i batem, Ademi marchează dubla și marchează și Guarezi. Următorul meci este versus și la Athletic Bilbao și vedem că ei sunt pe locul 2, deci va fi un meci destul de greu. Îi dăm aici totuși match day, îi dăm un quick sim și haide să vedem ce reușim să facem și se pare că, haide, nu reușim din păcate, însă scoatem egalul, marchează Nemeca sau Mecha, nu știu cum se pronunță numele lui, oricum nu câștigăm și este o problemă. Următorul meci este versus și Darmstadt, dacă nu mă înșel, în pocal, haide să vedem ce reușim să facem și se pare că reușim să-i batem sau reușim să-i batem, marchează dubla Guarezi și marchează și ADMI. Următorul meci este versus cei de la Liverpool în round of 16, dacă nu mă înșel, unde se pare că am bătut cu 3-0, foarte bine acolo, însă Tomori a obosit, nu știu dacă să-l băgăm meciul ăsta, haideți să nu-l băgăm pentru că este obosit și oricum o să fie schimbat aici. Băgăm pe Anton în locul lui, îi dăm un quick sim și haideți să vedem că reușim și se pare că reușim să batem cu 4-0 și la general cu 7-0, meciul ăsta înscrie Guarezi de 2 ori, ADMI, Sabitzer și Tomori, u greșit, Tomori nu scrie. Următorul meci este contra cei de la RB Leipzig în Cupa Pocal aici, un meci foarte, foarte important pentru noi, însă haideți să vedem că reușim și până la urmă să câștigăm și reușim la penaltiuri să câștigăm, bine acolo, ratează totuși Ademi și Malen, însă pentru ei ratează Openda, Pacheta și la sfârșit ratează aici Raum, incredibil, ce meci! E bine, următorul meci este în quarterfinals aici în Champions League versus cei de la Real Sociedad și vedem că i-am bătut cu 2-1 în tur, însă în retur. Haideți să vedem ce reușim să facem, dăm un quick sim și se pare că, hai să
vedem. Facem egal, ceea ce înseamnă că mergem mai departe în semifinale. Bine acolo, bine acolo. Pentru noi scrie Guaresi și Guaresi din nou, practic dubla, care ne aduce victoria. E bine, suntem pe la sfârșitul sezonului și suntem pe locul 3 în Bundesliga. Nu prea mai avem nicio șansă, să fiu sincer. Doar putem să egalăm, dar nu știu ce să zic. Totuși, meciul următor este versus Bayern. Pare că este pe locul 6, surprinzător, și mă așteptam să fie pe locul 1. Totuși, meci important, îi dau un quick sim și hai să vedem ce reușim să facem versus Bayern și se pare că pierdem. Ceea ce e destul de nașpa. Marchează Harry Kane pentru ei și Paliana și pentru noi marchează Guaresi. E bine, și următorul meci este în semifinalele UEFA Champions League, unde am jucat versus AC Milan și se pare că, hai să vedem, am făcut egal, ok, ok, acolo 0-0. Meciul ăsta este foarte important pentru că ne bagă în finala UEFA Champions League și să fiu sincer, cu așa echipă, chiar merităm să câștigăm UEFA Champions League. Totuși, haideți să vedem ce reușim să facem meciul acesta și dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și se pare că reușim să-i batem, mă, bine, mă, acolo. Reușim să-i batem cu 2-1. Marchează Brandt și Savitzer pentru noi. Bine acolo. E bine, și următorul meci este în finala Pokal versus Eintracht Stuttgart, un meci interesant. Haideți să vedem dacă reușim să-i batem în finală și se pare că reușim să-i batem cu 4-2, câștigăm un trofeu aici. Hakimi, Brandt, Malen marchează și mă marchează, ce marchează? Hakimi din nou. Ei bine, și următorul meci este finala UEFA Champions League versus cei de la PSG. O finală foarte importantă. Avem șansa să câștigăm UEFA Champions League, ceea ce Borussia Dortmund n-a mai câștigat din 1997, dacă vă vine să credeți. Și acest meci vreau să-l jucăm pentru că uitați-vă ceea ce echipă avem. Kimi, care nu au transferat, Nuno Mendes, care nu au transferat, Tomori, care nu au transferat. Efectiv, fundași aveau nevoie, în rest, mijlocul și atacul arată foarte, foarte bine, ba chiar Kobel în poartă. Este foarte, foarte bun. Îi dăm play match și haideți să vedem ce reușim să facem în finala UEFA Champions League. Așadar, începe meciul, începe finala UEFA Champions League. Haideți să vedem ce reușim să facem cu Borussia Dortmund. Vine aici Nuno Mendes, Nuno Mendes aici la Ademi, Ademi se poate duce, Ademi, 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 hai șutează, șutează, mă, dacă zic. Nu reușim, bă, s-a băgat Guarez în față, mă. Însă Savitzer la distanță, ce prinde aici Donnarumma. Vine aici la Ademi, Ademi are viteză, se poate duce, Ademi. Astfel ce va reuși să facă, centrare foarte bună, însă Farfeca nu este bine plasată. A lui Malen, totuși un monstru, efectiv un monstru. Vine aici la Ademi, 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 foarte bine acolo, șutează și reușește să marcheze Ademi. Incredibil, ce dribbling, reușește acolo Karim Ademi și marchează cu un șut cu stângul piciorul lui slab. Revedem faza. Foarte bine aici, se mișcă quick, foarte quick. Îl depășește și aici pe Marcheu și un șut care îl surprinde pe Donnarumma și reușește să marcheze. Face 1-0 în finala UEFA Champions League. Foarte bine aici Brandt, Brandt pregătește șutul, însă apără aici Donnarumma. Am zis să încerc. Ademi, Ademi se poate duce, pasează foarte bine la Guaresi și reușește aici să marcheze Guaresi. Foarte bine acolo. Ce combinație între cei doi, crucial, efectiv crucial amândoi la echipă. Revedem faza aici, pasă cu capul înspre Ademi și Ademi la Guaresi aici. Ce frumos pasează la el și Guaresi nu ratează din fața porții. Bine aici Mală, Mală în continuu, însă pe lângă poartă pentru că am dat pe roșu. Nu știu pe ce am dat pe roșu, cred că am dat. Bine aici, ce reușește? Oh, cam încercăm aici ceva. Și acum, și acum un șut bun, însă apare aici Donnarumma. O greșeală acolo, Luis Diaz, Asensio, mamă ce pasă, ce pasă, nu, 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 wow, what? A ratat din fața porții, Vlahovic, ce ai făcut Vlahovic, wow, ok, ok. Bine aici, și acum pasă la Ademi, Ademi trece, opa, fault, fault, penalty, asta zic, penalty direct, nu mai, nicio discuție. Îi dă cealul port la portar, îi dă galben, ok, ok, ok. Totuși cu ce batem penaltiul, hai să-l batem cu cel care l-a obținut. Știu că Guarez aici bate de obicei, dar îl punem aici pe Ademi pentru că el l-a obținut. Hai să vedem, Ademi, Ademi la balon, Ademi, Ademi, șutează și reușește să margheze Karim Ademi, bine mă, acolo din penalty, 3-0 în finala UEFA Champions League pentru Borussia Dortmund. Oh, ce centrare bună aici la Vlahovic. Însă Vlahovic nu reușește aici. Kobel, eram sigur că ne apără. Ultima fază pentru noi. Hai să vedem acum mingea la Ademi. Ademi care are viteză foarte, foarte mare. Pasăm jos și acum încercăm la Guaresi. Guaresi șutează și marchează Guaresi. Minutul 94. Incredibil. Cea mai bună echipă cu care am jucat în EFC 25. Pe bune că vă zic. N-am jucat cu multe, dar asta este foarte, foarte bună. Rupe efectiv tot. Cum se mișcă, cum pasează, cum fac ranurile. Incredibil. Revenem faza aici din POV-ul lui Guaresi, incredibil, un șut foarte, foarte bun. E bine, și se termină, n-am mai avut de nimic.
se termină finala UEFA Champions League și câștigătoarea după mulți ani, mulți ani, 25 de ani, 26, 27 de ani, cred că, câștigă Borussia Dortmund finala UEFA Champions League și cu 4-0, efectiv, ia spar pe la PSG. Și acum să vedem momentul cu trofeul, cum îl ridică capitanul, adică Branda, când mă înșel, și haide, bine mă, câștigă Borussia Dortmund finala UEFA Champions League. E bine, și cam asta a fost aventura noastră spre câștigarea UEFA Champions League. Am reușit după două sezoane, destul de bine acolo. Oricum, la ce echipă avem, ia uitați-vă, au toți fața asta de șmecher, așa, uitați-vă cum se uită. Totuși, echipa asta a crescut foarte mult și chiar arată foarte, foarte bine. Obiectivul principal și acela să câștigăm UEFA Champions League am reușit, deci restul nu prea ne interesa așa de mult. Totuși, haideți să vă arăt ce a făcut echipa la stats-uri, pentru că asta nu v-am arătat. Și la stats-uri se pare că a fost aici Guaresi cu 39 de goluri incredibil. Incredibil, 39 de goluri și 9 asisturi, Karim Adeyemi cu 24 de goluri și 11 asisturi și Brandt 13 goluri și 14 asisturi. Iar în ligă terminăm pe locul 3. Asta este, nu am reușit în ligă. E bine, și nu uitați acolo să scrieți în comentarii cu ce echipă să mai fac, poate aveți voi idee separată sau să facem în același mod cum am făcut și acum. Vă aștept acolo în comentarii cu idei foarte bune, desigur să verificați și link-urile din descriere. Și dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Dacă puteți să strângem 100 like-uri, eu sunt cel mai fericit. Să vă abonați în caz că n-ați reușit, să activați și clopoțelul, am pus Unreal Byte. Pa, 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 pa.